Patriotul român din Republica Moldova, Ilie Ilașcu, s-a născut pe 30 iulie 1952. Este un politician român-moldovean, deputat în Parlamentul Republicii Moldova în două legislaturi, 1994-1998 și 1998-2000. Senator în Parlamentul României 2000-2004 și 2004-2008, ales pe listele PRM și deținut politic al regimului separatist din stânga Nistrului, 1992-2001. În perioada 2001-2008 a fost membru titular al adunării parlamentare al Consiliului Europei din partea delegației României. Ulterior a fost deținut politic al regimului de la Tiraspol, 1992-2001, condamnat la moarte, 1993, de către o instanță neconstituțională subordonată politic Moscovei. Multe din activitățile sale politice de la Tiraspol și îndeosebi activitatea sa în perioada de război nu se cunosc. În legislatura 2000-2004, Ilie Ilașcu a fost membru în grupul parlamentar de prietenie cu Federația Rusă. Ilie Ilașcu a avut 77 luări de cuvânt în ședințe parlamentare și a fost membru în Comisia pentru Sănătate Publică din mai 2001, președinte și în Comisia pentru Drepturile Omului, Culte și Minorități până în mai 2001. Politicianul a fost membru în delegația Parlamentului României la adunarea parlamentară a Consiliului Europei. În legislatura 2004-2008 a fost membru în grupurile parlamentare de prietenie cu Federația Rusă, Statele Unite Mexicane, Japonia și Mongolia. Ilie Ilașcu a avut 23 de luări de cuvânt în ședințe parlamentare, a inițiat 63 de propuneri legislative, din care una a fost promulgată lege.